Deci ce ți-ai luat aici, Matilda? Am. Burger cu raclet. Burger cu raclet de la Grand Pandor. Grand Pandor. Și cartofii sunt tot de acolo? Nu, cartofii sunt de la Full Taste Burgers. Foarte bun cartofi. Mă duc să dau și o tură. Ok, hai să vă arăt cum arată Burger Festul de anul ăsta, dacă tot am ajuns aici. Este sâmbătă, ora 15, destul de liber momentan. Vedeți, asta înseamnă acces cu număr limitat de oameni și bilet. Momentan e bine. O chestie mișto, apa e moca, apropo. Ții o sticlă de aici și reumpli de câte ori vrei tu. Foarte bună ideea asta, foarte bună. Bere tot Bira Moretti, anul ăsta se pare că au bani de sponsorizări, pentru că și la festivalul de pe Chiselev tot Bira Moretti era. Ia să vedem, arosticinii au venit cu burger acum, nu mai sunt cu frigăruile lor cu berbecuți, foarte mișto treaba. Burger cu raclet, tare. Burger van. Burgerati. Burger comes first, 33 de lei. Bă, știi care e culmea? Că sunt un pic mai ieftin decât la festivalul de pe Chiselev. Burgerul haiducilor de pe Valea Sadului, 28 de lei, ok. Și mânca și unul de aici. Ce mă atrage pe mine, dacă o fi bun? Mă rog, clasici aici, Yo-Yo, Buzz, Circus Pub, câștigător într-un an. Foarte bun burgerii, dar poți mânca oricând până la urmă la restaurantul lor. Smash, sunt curios dacă fac Smash Burgers. Noua modă îi presează foarte mult și atunci ies pe grill așa, mai, cu crustă mai mare, chiar dacă nu ies suculenți și grosuți. Sper că asta fac aici, voi vedea. City Burger, ok. Furgoneta. Cred că sunt pe la Victoriei. Hashtag pub. Arată bine. Old Brick Pub, care sunt în Colentina, am mâncat cândva chiar acolo. Burger House Cluj, Napoca, băi, aș mânca de la niște oameni în Cluj, doar ca să văd ce e și pe acolo. Burger House, Smoke and Fire Burger, Barbecue Onion, oh, asta sunt interesant. Captain's Burger sunt noi, erau și pe chitele. The Burgers by Paul Vrabie, nu știu ce e. Nice! Meat to eat. Ok. Casa Angus. Spicy Cowboy. Casa Angus e normal. Da, cu maioneză, cu trufe. Se poate cum vrei tu. Și tuiu cu înghețată. Bun, pe aici sunt ceva activări mari cu Taz. A venit și la noi la masă un băiat să ne spună că putem vota în concursul Taz cel mai bun burger și putem câștiga, dacă nu mă înșel, un voucher de 5500 de lei. Cred că mănânci un an de zile de pe Taz cu 5500 de lei. Că și Lidl sponsor, azi la scenă urmează concursuri cândva. Ce ne-au spus? Ah, va fi un concurs de blind tasting. Te leagă la ochi și trebuie să ghicești ce ingrediente sunt într-un burger. Cred că m-aș pricepe la asta, dar am zis hai să nu mă dau un spectacol. Acolo e o zonă de creatori, produse, merchandise. Îmi pare ok, eu ascuns până acolo, dar cred că atunci când se va umple va fi mai multă lume. Un alt bar, piața Lidl cu sucuri. Aici e o zonă foarte bună de copii. Noi n-am venit cu Alice, a rămas acasă cu bunicii ei. Nu prea e multă umbră, aici este zona mare cu umbră, de fapt. Un arici. Și acolo dai bani ca să-ți încarci un card. E cu card aici, nu mai e cu jetoane, primești un card pe care pui bani. Oricum, momentan foarte bine pe aici. Trebuie să zic că parcă mai puțin cu burger decât mă așteptam, cred că sunt vreo 15, hai 20. Ceea ce nu e rău, înseamnă un pic de specializare, înseamnă că nu oricine se apucă să facă burger, ci au rămas poate cei buni. Ok, deci eu m-am decis să o să iau de la Burger House ceva, să încercăm și pe clujeni, să susținem toată România.
și mai mi-am niște cartofi de aici fresh, de la Full Taste. Cartofii ăștia de la Full Taste Burger sunt foarte buni, proaspeți, făcuți pe loc. Ăștia sunt oamenii. E cu ceapă de porc afumată deasupra. Ceva light.